Bună ziua, dragilor, și bine ne-am regăsit la o nouă rețetă. Eu sunt Eli și vă invit să facem împreună poale în brâu. Așa că rămâneți lângă mine pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Și dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, nu uitați să vă abonați gratis, să-mi dați un like și să activați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna din rețetele mele. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru această rețetă. Pentru aluat avem nevoie de 730 de grame de făină cu 10% proteină, 3 ouă de mărime medie, 300 de ml de lapte călduț, 80 de grame de unt cu 82% grăsime, 50 de grame de zahăr, coaja rasă de la o lămâie, o linguriță de sare și o linguriță de extract de vanilie. Pentru maia sau starter avem nevoie de 25 de grame de drojdie proaspătă sau 8 grame de drojdie uscată, o linguriță de zahăr, 3 linguri de făină și 60 ml de lapte. Pentru a unge plăcintele avem nevoie de un ou plus o linguriță de lapte. Dacă doriți să le pudrați, atunci aveți nevoie de 50 de grame de zahăr pudră. Pentru umplutură avem nevoie de următoarele ingrediente: 600 de grame de brânză dulce de vaci, 2 ouă, 80 de grame de zahăr, 2 linguri de griș, 100 de grame de stafide, coaja rasă de la o lămâie, puțină sare și esență de vanilie pe care o puteți înlocui cu zahăr vanilat. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Într-un castronel punem drojdia proaspătă sau drojdia uscată, apoi adăugăm o linguriță de zahăr care are rolul de a ajuta la activarea drojdiei, adăugăm laptele călduț și apoi făina și amestecăm bine. Dacă laptele este prea fierbinte, atunci drojdia, care este un organism viu, va muri, iar aluatul nu o să mai crească. Am amestecat bine toate ingredientele pentru starter, pentru maia, iar acum o lăsăm 10 minute la odihnă pentru activarea drojdiei. După ce au trecut cele 10 minute, drojdia noastră este activă, așa că facem o adâncitură în grămăjoara de făină și punem drojdia. Făina trebuie cernută cel puțin o dată pentru a fi mai aerată. În felul acesta, aluatul va fi mai pufos. Peste cele 3 ouă vom pune lingurița de sare și le vom bate bine, apoi le adăugăm peste făină. Este foarte important ca toate ingredientele să fie la temperatura camerei pentru ca aluatul să crească frumos. Peste laptele călduț punem coaja rasă de lămâie, esența de vanilie și zahărul. Apoi amestecăm bine ca să se dizolve zahărul. Punem și laptele aromatizat peste făină și amestecăm bine cu o lingură. După ce am amestecat bine toate ingredientele, punem puțină făină pe masa de lucru și începem să frământăm. Chiar dacă aluatul este lipicios, vă sfătuiesc să nu mai adăugați făină. Dacă puneți prea multă făină, brânzoaicele nu or să mai fie pufoase. Frământarea o puteți face și cu ajutorul robotului de bucătărie, dar cu condiția să urmați aceiași pași. Eu una prefer să frământ de mână, în felul acesta simt aluatul. După ce am frământat aproximativ 15 minute, aluatul a devenit mai elastic, particulele de gluten s-au desfăcut și acum putem adăuga untul puțin câte puțin. Vom continua să frământăm până ce se incorporează untul în aluat și încep să apară bășicuțe pe aluat.
După ce am frământat bine aluatul, vom unge un bol cu ulei și îl vom transfera în bol. Vom acoperi bolul cu folie de plastic și lăsăm aluatul la dospit până își dublează volumul. Între timp, pregătim umplutura. Peste brânză punem 2 ouă de mărime medie. Apoi adăugăm 80 de grame de zahăr. Eu am folosit zahăr alb, dar puteți să-l înlocuiți cu zahăr brun. Dacă brânza este apoasă, adăugăm 2 linguri de griș. Dacă nu, putem să renunțăm la el. Apoi adăugăm coaja de la o lămâie sau de la o portocală, puțină sare, o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat, iar la final adăugăm stafidele. Amestecăm bine toate ingredientele. După ce am amestecat toate ingredientele, le dăm deoparte și trecem la următorul pas. După aproximativ 45 de minute, aluatul și-a dublat volumul. Timpul de dospire diferă după temperatura pe care o aveți în camera de lucru. Punem puțină făină pe masa de lucru și frământăm aluatul puțin ca să scoatem bulele de aer formate. Împărțim aluatul în 12 părți egale. Le dăm formă de bilă și le acoperim cu folie de plastic pentru a nu se usca. După ce am terminat de făcut toate mingiuțele, le acoperim și le lăsăm să se odihnească aproximativ 10 minute. În felul acesta le putem întinde mult mai ușor. După aproximativ 10 minute, punem puțină făină pe masa de lucru și întindem cu un sucitor fiecare mingiuță. Foaia întinsă trebuie să aibă aproximativ 15 cm diametru și o grosime de aproximativ 3 mm. După ce am întins foaia, punem 2 linguri de umplutură și închidem brânzoaica. Luăm câte 2 colțuri, le aducem în centru și le presăm foarte bine. Este foarte important să le strângem bine ca să nu se desfacă la cuptor. După ce formăm poalele în brâu, le așezăm pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și le acoperim cu folie de plastic ca să nu se usuce. Vom lăsa brânzoaicele la crescut aproximativ 15 minute. După ce au crescut, le vom unge cu un ou bătut cu o lingură de lapte pentru a face o crustă frumoasă. După ce am uns toate brânzoaicele, le vom coace la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 35 de minute. Timpul de coacere diferă de la un cuptor la altul. Brânzoaicele s-au copt foarte frumos, acum le lăsăm puțin să se răcească și le pudrăm cu zahăr farin. Dacă nu doriți să le pudrați cu zahăr, atunci le puteți unge cu puțină apă îndulcită și vor căpăta un luciu foarte frumos. Așa arată brânzoaicele mele, haideți să rupem și una ca să vedem cum arată în interior.
După cum vedeți, brânzoaicele sunt foarte, foarte pufoase și vă asigur că au un miros irezistibil. Aceasta a fost rețeta mea de brânzoaice, sper să le încercați și voi și să vă placă. Vă aștept cu drag și la următoarea rețetă. Pe curând!